Bravo! Vrei să le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Să jucăm Dublu sau Nimic în Deșteptarea. Eu nu înțeleg de ce n-a votat-o nimeni pe Margie Hendricks. N-au recunoscut-o, măi. Hai să facem o discuție puțin mai încolo, nu vreți? Ai dat o înregistrare de proastă calitate. Bașcă. Așa zici? Nici pe Ray Charles nu prea știe lumea. Da. Hai că ascultăm mai încolo, căutăm una bună. Da, dar nu ăsta. Bine. Plus că noi avem un public patriot, domnule. Dacă vine interpret român peste străini... Nu e adevărat. Nu se întâmplă așa mereu. E și vocea foarte bună. Nu. Alina din Brașov e cu noi. Bună dimineața! Bună, Alina! Bună dimineața! Iartă-ne că noi am avut de reglat niște conturi cu bătălia hiturilor, de asta am mai tărăgănat un pic. Ce faci? Bine, sunt foarte entuziasmată că m-ați sunat. Ei, simțim asta. De mult n-am avut un concurent așa entuziasmat. De obicei, oamenii sunt mai timizi la început, emoții. Cum te-am găsit? Unde te-am găsit? Sunt și eu, bineînțeles. Unde ești? La Brașov. La Brașov, am înțeles. Acasă, la serviciu, acasă. Pe drum, acasă. Cu cine? Lucrez de acasă, da. Cu soțul meu, care și el lucrează de acasă, și cu fetița noastră, care astăzi a trebuit să rămână acasă pentru că a răcit. Sănătate. Nimic, dar se face bine. Nu vă cheamă la birou? Uite, la noi a început să vină lumea. În jurul meu, cei mai mulți prieteni încep să fie rechemați la birou. Adică s-a cam terminat cu statul acasă. Deocamdată nu. La voi încă nu, hă? Nu. Bine, Alina. Păi până una alta poate faci niște bani la Dublu sau Nimic? Da. Că na, dacă tot ai intrat în direct, pentru asta te-ai prezentat. Plecăm de la 100 de euro. Plecăm de la 100. Știi regulile, 6 secunde să răspunzi. Răspunsul trebuie să vină de la tine, chiar dacă te ajută soțul sau fiica. Da. Și cam aia e. Bine, hai să începem. Multă baftă! Mulțumesc! 100 de euro. Pentru 100 de euro, Alina, întrebare de încălzire. Câte sferturi are un întreg? 4. Eu cred că e surprins cu simplitatea. Da, calcula ceva. Da. Dă-mi rog cu soțul, că tu ai fost uluită. Da. Ai fost ca o căprioară între faruri. I-am zis că mă bazez pe el, el știe mai bine ca mine. Știu bine. Ba, și bine. Ai 100 de euro. Aveți împreună 100 de euro. Să ne spuneți ce faceți cu ei. Ce facem cu ei? Îi păstrăm pentru vacanță. Am înțeles. Deci nu vreți să dublați, să mergeți mai departe? Ba da. Iată. Hai, mergem mai departe. 200 de euro. Mie mi-ai dat emoții, chiar am crezut că asta e maximă. Luca s-a uitat la noi, avem o privire de aia, gata? 4 sferturi într-un întreg, 100 de euro, să rămână pentru masă, vacanță. Alina, la fel de ușor poți câștiga 200 de euro. Da. Dacă ne spui cine este solistul trupei Vama. Tudor Chirila. Aici nu s-a mai bazat pe soț. A mers la singur. Dar la Vama veche? E cunoscătoarea fenomenului muzical Vama. De asta putea fi complicat. Hai că e simplu. 200 de euro în dimineața asta, Alina. Ei 200 de euro. Mergeți mai departe. Mergeți mai departe? De cum? Da. Bravo, domnule. Te-au prins curaj, îmi place de voi. 400 de euro. Cred că și pe asta o știi fără probleme. E simplă. Da. Alina, pentru 400 de euro, să ne spui cum se numește râul în care spune Biblia că s-a botezat Iisus Hristos? Iordan. Melomană e? Haide-mă, Luca, ce întrebări sunt astea? Credincioasă e? Serios? Este de cultură generală. Să știi că mai sunt cetățeni care... Nu că ar fi zis Dâmbovița, dar... Tot trece 6 secunde și să nu-ți vină. Cetățeni care așteaptă acum să vadă dacă e corect sau nu. E corect? Așa că banii ajung la voi, Alina, 400 de euro. Mamă, ce ușor se fac 400 de euro lunea. Da. Yeah. 400 de euro, Alina. Cum îl cheamă pe soțul tău? Valentin. Valentin, Alina, trebuie să vă decideți dacă mergeți până la capăt în dimineața asta. Puteți câștiga 800 de euro, practic toți banii. Da, mergem mai departe. Mergeți mai departe? Bravo. Hai, domnule, să vedem ce se întâmplă. 800 de euro. Adevărul că le-am făcut cam simple, este. Nu se simplă întotdeauna, dar vezi, când cineva este pe subiect și răspunde repede, devine evident, se pune lanterna pe ele, se vede cât de simple sunt ele de fapt. Întrebarea câte silabe are cuvântul piesă nu e o întrebare complicată. Mi-a cu dinții, mi s-a părut mai tare. Câți canini ai? 2. Adică, ce poți să faci mai bine de atât? Da. Alina... Da. Întrebarea finală de astăzi pentru 800 de euro este din istorie. Da. Ca să știți... Aici mă bazez pe soț. Ca să știți cum stați. Și asta e foarte. Încă o dată vă spun, dacă Valentin rostește răspunsul corect, nu se ia în considerare dacă nu-l rostești și tu. Am înțeles, da. Și pentru 800 de euro așteptăm răspunsul la întrebarea: ce rege francez a fost supranumit Regele Soare? Ludovic al 15-lea. Al 14-lea? Valentin, ce părere are? Puteai să mergi până la 16 chiar. Al 14-lea, am zis, al 14-lea. Ce economie era să facem. Mamă! Ludovic al 15-lea? 14-lea? Sau al... Hai, domnule, că e... Bravo, 800 de euro în această dimineață merg la Brașov. Alina și Valentin au câștigat banii. Felicitări! Bravo! Mulțumim! Mulțumim! Ați încasat frumos în dimineața asta. Da. Unde mergeți în vacanță? V-am spus că mă bazez pe soț, că el mi-a... Hai că ai știut și tu. Începutul și finalul i-au aparținut soțului, dar două dintre întrebări au fost ale tale. Da, ai fost și tu foarte aproape. CM15, CM14. Corect. Practic o diferență... Facem echipă. Unde mergeți în vacanță? Am vrea în Grecia. Da. Să nu mergeți în Poiana Brașov, că e mai scump de 800 de euro. 800 e o plecare bună în Grecia. Da, este. În 3 vă luați 8 zile de cazare. Da. Bine, felicitări! Felicitări, Alina, Valentin, să vă bucurați de primul încasat în această dimineață și vă mai așteptăm. Da. Numai bine. Oricum vă ascultam. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.